cu cărțile pe față, cu Adrian Popa. Ne vedem la Mușcel TV. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune cu cărțile pe față. Spuneam și cu alte ocazii că, din păcate, parcă normalitatea fuge de noi și constatăm asta în fiecare zi și aproape, din păcate, peste tot pe unde ne aruncăm privirea. În condițiile astea, atunci când se întâmplă un lucru normal, îl semnalăm cu bucurie ca fiind un eveniment fericit. Despre un lucru normal, despre un demers unic în cinematografia românească, cel puțin în ultimii 30 de ani, vă propun să discutăm astăzi. Invitatul meu este Andrei Chiriac, regizor și deținătorul unui spirit de luptător și al unei idei extraordinare. Andrei, mulțumesc, bine ai venit la noi. Bine te-am găsit, bine v-am găsit, mulțumesc pentru oportunitate, mulțumesc pentru invitație. Ideea extraordinară și demersul pe care tu l-ai început se numește Egregora, Comoara Pierdută. O să discutăm despre asta, cum s-a născut ideea, cum a început să se materializeze, în ce stadiu ești, ce va urma, mai ales, cum a fost și primită, pentru că spunem că discuția noastră a fost cumva prelejuită de conjunctura premierei prezentat și săptămâna trecută la București. La București. Dar și faptului că tu ai ales și plaiurile mușcelene, zona de nord a județului Argeș, pentru parte din filmările pe care le-ai realizat aici. Dar să începem cu tine și despre tine. Spune-ne câte ceva. De unde vine Andrei Chiriac? Cine e el și cum și-a descoperit pasiunea pentru cinematografie? Apropo de plaiuri mușcelene, bunicul meu se trage din Curtea de Argeș și este familia Chiriac, dacă ai auzit de ea, ctitor de biserici, oarecum cunoscuți în zonă. Bunicul meu a murit pe front în 1942, iar tatăl meu s-a născut imediat în februarie 1943. Nu și-a cunoscut tatăl meu, nu și-a cunoscut tatăl. A fost o călătorie foarte frumoasă, am moștenit niște povești foarte interesante pe care doresc să le pun de asemenea în valoare într-un film. Mă refer la partea aceea a familiei mele. Deci mă leagă ceva de plăurile argeșene, am rezonat imediat cum am venit în județul Argeș. Dincolo de frumusețea locurilor care sunt clare, clară, deosebit de frumoase, este o zonă și încărcată din punct de vedere spiritual, energetic, am spune noi. Sunt câteva locuri aici pe care le amintesc, la Corbii de Piatră, Cetățuia, care sigur este Dâmbovița, dar noi spunem plăurile argeșene. Da. Nămăieștiu, și altele, Domnești și altele, locuri care sunt la loc de cinste în călătoria noastră egregora. Îți amintesc că vorbim despre niște copii pasionați de istorie, de arheologie, care la un moment dat pleacă într-o călătorie extraordinară pe unei comori pierdute, având un jurnal pe care trebuie să-l deșifreze, un jurnal plin de simboluri, plin de alegorii, plin de metafore, și călătoria lor trece și prin Argeș. La loc de cinste este județul Argeș, pentru că vom călători prin toată zona de sud, de sub Carpația României, Argeșul jucând un rol important. Ei, asta o să vadă, sper eu, cât de curând și telespectatorii noștri, bineînțeles, datorită bunăvoinței tale, dar până atunci, hai să ne întoarcem și spune-ne cum ți-ai descoperit pasiunea pentru film. Am citit câte ceva despre tine și am aflat că ești practicant de arte marțiale, ai avut mi s-a părut așa un spirit de aventură, dar o aventură din asta cultivată. Ai avut șansa să-l cunoști pe maestrul Sobicech, marele cascador român, figură emblematică de altfel. Se întâmpla în 1992, au fost niște cursuri de cascadorie, era nevoie pentru un film de buget mai mare, de și alți cascadori. Cei bătrâni aveau nevoie de unii mai tineri care vrea să le predea ștafeta. Și atunci s-a întâmplat acea școală de cascadorie, iar eu am fost printre fericiții câștigători ai acelei promoții. Au fost foarte mulți candidați, sute de candidați, și cursurile le-au terminat vreo 15 sau 20 de tineri cascadori. Eu atunci eram minor, l-am păcălit pe Sobicech că am 18 ani, am avut o semnătură falsificată ca și cum ar fi fost de la maica mea. Cumva am intrat la Asociația Cascadorilor, m-am lipit așa de Sobicech și de alți cascadori bătrâni pe acolo, am intrat pe platou de filmare, am văzut lumea filmului așa cum era ea în 1992 și mi s-a părut absolut fascinant, a fost clar pentru mine, dragoste la prima vedere, că asta vreau să fac în viață. Sigur că am făcut și altele, am locuit în America mulți ani și am făcut foarte multe alte meserii ca să câștig o pâine, dar marea dragoste este filmul, este clar. Și la un moment dat am
și școală în acest sens. Am început cursurile acum 20 ceva de ani. Am făcut școală și la New York, am terminat facultatea la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică la București, am făcut 4 ani acolo. Cam asta mi-a fost călătoria și în anul 4 a venit această idee cu, când eram în anul 4, în anul 2007 se întâmpla, a venit această idee cu egregora Comara Pierdută. În urma unei călătorii la Sarmizegetuza am aflat niște povești care m-au fascinat. Aș vrea să fac un fel de documentar artistic. Lucrurile au evoluat spre un serial TV, ulterior spre egregora Comara Pierdută. Până la egregor au mai fost și alte împliniri, să spunem, din postura de regizor. Bine, eu te-am prezentat am ca regizor. Am mai făcut un film, într-adevăr. Dar ești și regizor, ești și scenarist, scenarist ești și producător. Da, da. Am și un rol și acolo. Fac multe lucruri în producția egregora. Înainte de asta am mai făcut un film, se cheamă Istorie despre Vlad Voivod Drăculea. Există două variante la acestui film, una a mea și una a fostului meu partener. Un film de asemenea pe care l-am tratat cu toată dragostea și pentru care am pus multă inimă. Egregor ar fi cartea mea de vizită dacă ar fi să mă prezint undeva. Am mai făcut reclame, am făcut tot felul de mici documentare și scurtmetraje, evident. Există în paralel în producție o comedie care se cheamă România Mon Amour, o chestie foarte savuroasă pentru marele public. Repet, dacă ar fi să mă prezint, m-aș prezenta cu egregora Comara Pierdută. Cred că este o chestie spirituală, un proiect cinematografic de care România, mai ales generația tânără, are nevoie, prezintă anumite repere, readuc în actualitate tradițiile noastre, frumusețile României, vorbesc foarte frumos de România, despre cultura noastră, despre biserica noastră ortodoxă, despre spiritualitatea noastră, despre toată această călătorie de mii de ani în acest spațiu a noastră. Ei, asta e normalitatea despre care vorbeam la început. Da, este un lucru foarte normal. Și de-aia spus că semnalăm asta nimic ca un special din punctul meu de vedere. Pentru că, din păcate, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru e invers. Discutam înainte să începem emisiunea despre apetența pe care românii o au în a se denigra pe ei înșiși ca nație. Sunt ajutați să facă asta. Sunt ajutați, dar mă miră că totuși, nu știu, românii totuși sunt un popor mândru, un popor demn, un popor care se bazează pe o tradiție foarte, foarte puternic, adică au rădăcini adânci. Și nu știu cum de vântul ăsta, care bate adevărat de ceva vreme, reușește totuși să-i clintească și să-i determine să se poarte așa și să nu mai vadă frumosul din jurul nostru, să spună că ce, suntem praf, suntem vai de mama noastră, suntem cei mai corupți, n-avem drumuri, în condițiile în care, da, totuși, dacă te apuci să călătorești prin țara asta, o să constați că avem și drumuri mult mai frumoase și mai bune decât alții. Printre altele, cinematografia, filmul este un vehicul extraordinar pentru a readuce aminte telespectatorilor, spectatorilor, publicului larg, de noi, de esența noastră, de țara noastră, de istoria noastră, așa cum a fost ea, cu bune, cu rele, lucrurile trebuie asumate, de rădăcinile noastre. Iar serialul nostru este o incursiune în istoria României în ultimii 6-7 mii de ani. Amintesc în film despre Hagmangia, Cucuteni și alte mari culturi care au fost găsite pe teritoriul României de astăzi. Evident, trecem și prin perioada dacilor, amintind perioada Bulevista și mai ales perioada regiului Decebal, ultimul rege dac, cel de la care romanii au luat fabulosul tezaur. Apoi o incursiune prin toată istoria, un omagiu marilor noștri domnitori, care au rămas în conștiința noastră, poate mari martiri. Evident, în loc de cinste este Brâncoveanu și Mihai Viteazul și alții, întregitorii de țară, păstrătorii de tradiție, cei care au făcut în așa fel încât țara asta să rămână împreună, să rămână legată, neamul ăsta, chiar dacă au fost tot felul de momente vitrege în istoria noastră, să rămână totuși aici. Și este o pledoarie pentru tineri, pentru a mai pune un pic mâna pe cartea de istorie, fără să îi certăm că nu o fac așa cum ar trebui, dar este o propunere foarte frumoasă. Știi ce se întâmplă? Poate că nimeni nu le-a arătat asta și n-au de unde să descopere. Iar ceea ce faci e un demers care poate să genereze și un alt tip de comportament. Exact, și ne ajutăm și de tehnologie, adică vom vorbi poate și pe limba lor, avem și site-uri pe TikTok și pe Facebook și pe toate chestiile astea. Cu alte cuvinte, ajungem în sufletul lor și cu ajutorul tehnologiei. Repet, contrabalansând mesajele care inundă spațiul
minților în clipa asta și cu altceva. Cu ceva mai românesc, cu ceva tradițional, cu ceva de care ne mândrim, într-adevăr. Asta înseamnă că ești pasionat și de istorie sau... Da, foarte pasionat. Nu fac un film istoric, lumea m-a comparat cu un film istoric, nu e adevărat. Este un film de epocă în care am spus-o de la început că romanțez un pic de dragul scriturii, așa cum am învățat eu la școala americană. Romanțăm un pic pentru a pune în valoare altfel, de, altfel personajele. Dar spun în interviu, ori de câte ori am ocazia, că nu așa a fost neapărat istoria lui Vlad Țepeș, nu așa a fost neapărat relația cu Radu cel Frumos. Noi romanțăm pentru a vă propune dumneavoastră, telespectatorilor, o altfel de poveste. Te-a influențat în felul în care ai gândit acest proiect Școala Americană? Ai spus da, din ce am citit, am văzut că există referiri sau trimiteri, mai degrabă comparații cumva cu marile producții de gen Stăpânul Inelelor și Urzeala Tronurilor. E corectă comparația asta sau... Nu, este exagerată, Este foarte, foarte exagerată. În primul rând, bugetul lor este de poate 2000 de ori mai mare decât ce am avut eu. Povestea este un pic mai fantastică în ceea ce îi privește. Eu vreau să fac o chestie românească cu care fiecare suflet de român se poate identifica. Ținta mea, printre altele, este și publicul din diasporă. Mm. Eu știu ce înseamnă a fi departe de acasă și cred că știu, am găsit o formulă în care să impresionez publicul iubitor de limbă românești, de tradiții românești, cu peisaje frumoase, cu tradiții repede, să le răscolești un pic dorul de acasă. Eu știu ce înseamnă a fi îngenunchiat de dorul de acasă. Păi uite, spune-mi, te rog, ce a însemnat de fapt episodul american din viața ta? Cum ai ajuns acolo? O școală extraordinară. Ce te-a determinat? Ai plecat de bunăvoie? Aventură, sigur că aventură. La 19 ani am plecat din țară, singur, fără părinți. Am considerat că e o oportunitate pentru mine. Așa a și fost. A fost o școală. Au fost ani care m-au șlefuit și m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. O lecție fabuloasă. Am făcut și școală la propriu acolo. Am învățat limba engleză. E un mare lucru. Am învățat un pic din sistemul american, din această uriașă metropolă, New York-ul, capitala lumii, cum ar spune unii. Deci o experiență incomparabilă. Dar această etapă s-a încheiat pentru mine. Cred că am acumulat destul pentru a juca un rol acasă, înapoi acasă. Și cred că am ceva de spus aici pe plaiurile noastre. Povestea asta cred că are un aport american din punct de vedere al producției, ca abordare stilistică și ca abordare cinematografică, să zicem. Ceea ce este bine, pentru că este și foarte comercial. Dar cred că am găsit formula ideală pentru a duce și un pic de suflet românesc și cele două cred că ar putea reprezenta lozul câștigător. Uite, și aici cred că ești unic sau foarte rar. Ai acumulat în afara țării și ce ai acumulat acolo vii și pui în valoare aici. De regulă, din păcate, se întâmplă invers. Tinerii ne cam pleacă după ce s-au școlit. Se vor întoarce, da. Simțit asta? Ai cunoscut în America, în perioada șederii tale și alți români, îmi închipui. Da. Există un spirit de comunitate sau sunt indivizi plecați din țară care poate au fiecare o amintire frumoasă legată de țară, dar nu constituie neapărat o comunitate? Din păcate nu suntem foarte uniți în afara țării. Am pronunțat cuvântul bisericuțe, poate este ostentativ și cer iertare dacă sună ciudat. Nu există. Nu, dar sună, cred că sună și la propriu cumva. Nu este un egregor așa cum ar trebui făcut, dar există și o scuză pentru asta. La fel cum ai sugerat, poate cineva a avut grijă să insereze anumite idei în mintea și sufletul nostru și poate un proiect cultural, un film, un proiect de țară, cum au spus unii, un spațiu de vindecare, cum au comparat alții, un vehicul care promovează anumite idei, poate le aduce aminte de esența lor, de sufletul românesc și poate atunci, în al 12-lea ceas, și acolo se vor uni. Dacă vor face chestia asta, vom avea cea mai frumoasă surpriză, probabil, din istoria noastră recentă, pentru că forța românilor, de exemplu, din America, nu cunosc alte comunități,
este uriașă. Dacă ar fi uniți, cred că am putea juca un rol uriaș în această parte de Europa, doar datorită diasporei de acolo. Rămâne de văzut dacă suntem capabili de unire, unitate sau nu. Deocamdată, istoria ne spune că au fost momente când am reușit să facem unirea. După aia, cineva și-a băgat coada și au reușit să dezmembreze chestia asta. Depinde cât de tare va fi credința noastră acum. Eu zic că va fi. Pledez pentru asta. Ei, evident că acest potențial uriaș pe care îl avem este știut și de alții care au grijă să ne mențină dezbinați, nu numai în afară, dar corect, și în interiorul țării. Corect, corect. Doar că puterea este în noi, în primul rând. Evident. Filmul propune ca acest lucru să fie conștientizat, asumat și apoi manifestat. Și atât. Care au fost primii pași? Dacă ai primit sprijin când ți-ai prezentat, bănuiesc, prima dată ideea, sau ai simțit că ai avut opoziție așa? Au fost și opoziții discrete, niciodată pe față. Au fost amânări care au fost clar voite. Programate. N-am comentat niciodată asta. Repet, proiectul s-a născut în 2007. În urma unei călătorii la Sarmi-Segetuza, am scris primele variante ale scenariului cu un coleg de la facultate, Mihai Mănescu este numele lui. El s-a retras din proiect, cred că după vreo 3 ani jumătate, deci cam 2010-2011 pe la început. Am continuat singur și, per total, am bătut la uși aproape 11 ani. Singur, sau în prima parte și cu el, cu partenerul meu, singur pe la toate ușile ministerilor, pe la toți oamenii de afaceri cu potențial care ar fi putut schimba un pic producția filmului Gregora, la toți sponsorii pe care eu îi credeam interesați. Nu s-a întâmplat nimic. Abia acum 4 ani, după ce am dat cu capul zi de poate mii și mii și mii și mii și mii de ori, s-a deschis o mică ușă sau fereastră, cum vrei. A fost o oportunitate pentru o mică sponsorizare. Când sponsorii au văzut ce am făcut cu respectivii bani, au mai dat o sponsorizare și tot așa. Apoi am făcut un contract pe o perioadă de un an, banii venind cu țărita, dar am reușit să-i strâng cumva și să mai fac câteva filmări. După, cu tot cu pandemie, că acolo am fost restricționați noi toți, numai eu, ne putem bucura de 2 ore de film închegate. Prima oră a fost și lansată acum câteva zile la un cinematograf din București. Se pare că publicul a fost foarte încântat. Mulțumesc mult CTV cu ocazia asta, pentru că ați fost acolo și ați captat câteva imagini. Abia aștept să vă încânt și cu episodul 2, care este gata, dar îl păstrăm pentru un alt moment. Și să călătorim, să filmăm în continuare povestea, pentru că este foarte, foarte frumoasă și, repet, vorbește inimilor noastre și e important. Păi, ai spus că ți s-a deschis o rază până la urmă, da? Nu numai de speranță, ci și concretă, de sprijin. Da. Și o să te rog să spui cine sunt cei care te-au ajutat, mai ales în condițiile în care spui că au fost mulți, foarte mulți cei care te-au refuzat de la primul tău demers de a obține finanțare pentru punerea în opera ideii. Zenit Media și Publicis Media Bucarest se cheamă. Două firme de publicitate, se pare că foarte mari, care pot să direcționeze acei 1% din nu știu ce cifră de afaceri, nu știu calculelor exact, bani care s-ar duce către Centrul Național al Cinematografiei. Și atunci, eu având un contract cu o televiziune, un precontract, m-am calificat pentru așa ceva. Nu știu dacă oricine poate obține chestia asta. Cumva a fost un concurs de împrejurări favorabil mie, cumva s-a întâmplat, am semnat un contract și călătoria a continuat de acolo. A fost o chestie fabuloasă pentru mine și un început extraordinar. I-a venit vremea. Da, exact, a fost vremea lui. Păi știi ce se întâmplă, știind despre ce e vorba și aflând și de la tine amănunte, ăsta chiar ar putea fi un proiect de țară. Iartă-mă că te întrerup. Au mai fost de asemenea, și aici insist, prieteni, persoane private, firme foarte, foarte, foarte mici, care au făcut donații de 10 lei, 50 de lei, 100 de lei. Unii au dat un pic mai mult. Am avut o prietenă în America ce a dat o sumă un pic mai mare, câteva alte prietene de pe aici care au contribuit cu câteva sute de euro și
poate mai mult, dar filmul s-a făcut și așa, cu energia acestor oameni, cu mica lor contribuție, care pentru mine a însemnat o cărămidă importantă pentru edificiul pe care îl numim Egregora. Deci și cu ei am făcut așa ceva. Sigur că banii mai mulți, cei mai mulți bani au venit de la Publicis și de la Zenit Media. Iartă-mă că am trebuit. Nu e nicio problemă, nu spuneam că poate fi un proiect de țară, pentru că până la urmă el promovează și despre asta n-am vorbit. O să te rog să vorbești și despre felul în care alegi zonele în care ai făcut filmările. Înțeleg că este vorba totuși despre zone, pe de o parte, reprezentative pentru istoria națională, dar și zone frumoase, zone care sunt dăruite de Dumnezeu nației. Dăruite de Dumnezeu, care, foarte frumos spus. Și care, cu care ne putem mândri atunci când ies să ne prezentăm. Din păcate, cel puțin din punct de vedere cinematografic, cărțile noastre de vizită prezentate pe la diverse festivaluri scot în evidență, într-un mod oribil, zic eu, urățenia din om și întâmplările nefaste din viață, exagerate, duse într-o zonă din asta de un green tunecat. N-am înțeles niciodată de ce și n-am înțeles niciodată de ce, dacă e vorba să promovăm totuși România, să n-o facem și printr-o producție ca a ta și de ce n-ai beneficiat de sprijin de la Ministerul Culturii, de la, nu știu, în general, Guvernul României, conducerea țării, este indiferent ce ar însemna ea. Nu știu de ce. În condițiile în care filme de genul celor despre care vorbim sunt finanțate prin diferite instituții. Foarte corect. Finanțate din aproape bugetul toate. Aproape toate și cu bani foarte mulți. De exemplu, un film cu 2, 3, 4, 5 personaje care stau de vorbă într-o garsonieră sau într-un apartament cu două camere și care mănâncă ciorbă vreo 2 ore, necomentând partea artistică, ci doar producția în sine, costă în jur de 1 milion de euro. Bani care, cu care eu aș putea duce la bun sfârșit o parte importantă a primului sezon. Mă rog, să-ți răspund, nu știu de ce la Ministerul Culturii sau la Guvernul s-a autosizat nimeni, nu știu. Posibil acum, după premieră, poate după interviurile noastre, să primesc acel telefon mult așteptat. Dar dragoste cu forța nu se face. Poate au alte viziuni despre viață, despre cinematografie, poate vor altele, poate răspund altor comenzi, nu știu, nu mă bag. Îmi plac lucrurile clare, curate. Dacă cineva îmi oferă o bucată de pâine și 5 lei și cumva simt că energia lui este bună și merită să lupt pentru acel om, merg mai departe, fac eu cumva să duc mai departe filmarea. Nu depindem neapărat de banilor, dar ar fi bineveniți. Bineînțeles că, evident, ar fi un proiect de țară cu care România și publicul din România s-ar mândri peste tot în lume. Este un produs de export foarte, foarte, foarte bun. Trebuie să compari cu ce importăm noi. Corect. Atunci e clar că Egregora ar putea fi ceva de export senzațional pentru Europa și nu numai. Nu mai spun de Asia, nu mai spun de Orientul Mijlociu. Să zicem că America ar fi o piață un pic mai elitistă și acolo hai să zicem un pic mai altfel, poate mai altfel, da, un pic mai închisă pentru că e vorba de limba engleză, dar restul piețelor s-ar bucura să vadă așa ceva, mai ales că filmul are un mesaj internațional, vorbim de frații care se trează între ei, vorbim de comoara pierdută, lucru care ar putea fi și în Peru și în China și în Noua Zeelandă, oriunde pe planetă. Deci nu este un film românesc, ci de limbă română, pentru că suntem români, pentru că îl facem în România. Și pentru că așa a fost. Că așa, a dăruit Dumnezeu. Exact, da. Avem lucrurile astea. Cum alegi locurile de filmare? Majoritatea le-am bătut cu piciorul. Sunt montaniar, merg foarte des la munte și aproape că am acoperit toată țara. Mai am puțin pânetezat de văzut câteva vârfuri, mai am puțin prin munții Buzăului și se poate spune că am acoperit România cu piciorul. Sunt îndrăgostit de țara asta, este foarte clar. Peisajele sunt senzaționale. Evident, îmi fac un plan și din punct de vedere al producției, pentru că lucrurile câteodată sunt dificile. Cu toate astea, dacă eu cred că merită efortul pentru a pune în valoare un anumit peisaj, un anumit vârf, de exemplu, cum am filmat în Bucegi, fac acel efort și cheltuie acei bani. Chiar dacă a doua zi poate nu mai am să îmi cumpăr o apă plată și mă împrumut iar pentru următoarele 2 luni, dar vreau neapărat să pun în valoare ceva, pentru că rămâne pe peliculă pentru generații următoare și aia rămâne în istorie, clar. Banii vin și pleacă, îi facem dacă dă bunul Dumnezeu.
Asta vreau. Uh-huh. Apropo de energiile de care ai beneficiat, cum te-au primit oamenii în zonele în care ai mers să filmezi, că ai nevoie, îmi închipui, de o armată, o armată. Bun, de mulți oameni care să te ajute, pornind de la logistică, știu când ai fost pe aici că ai avut nevoie de mașinile de off-road ca să puteți să ajungeți. Dacă nu erau ei, rămâneam acolo, pentru că a dat Dumnezeu o ploaie torențială. Și la sfârșitul filmării, câteva jeepuri s-au împotmolit, au venit niște tractoare după noi să ne scoată de acolo, deci au fost niște peripeții. Prietenul nostru Dragoș, care este împătimit de off-road, a reușit să ne extragă din banda de nămol, nu pe mine, ci pe alții care se potmoliseră acolo. A fost o provocare, evident că oamenii sunt foarte fericiți și binevoitori. Ospitalitatea românească este foarte, foarte... Există, foarte mai există o ospitalitate românească? Eu am întâlnit oameni așa, poate că cine se aseamănă se adună, poate că și vibrația mea îi convinge să ofere cei mai buni. Poate că da. Nu știu, dar am avut parte de surprize foarte, foarte, foarte plăcute. La Domnești, în județul Argeș, de asemenea, am filmat la Popasul Cailor o chestie... De două ori am filmat acolo. O chestie fabuloasă, o secvență de luptă și am fost primiți extraordinar. Primarii din zonă au auzit, au spus mai departe altor, am fost invitați și în altă parte, am filmat la Corbeni, lângă Arefu, cetatea de la Poenari, a lui Vlad Țepeș. De asemenea, am fost foarte, foarte bine primiți acolo. Cam așa. Și cred că ăsta e doar începutul. Când se va auzi și mai mult despre egregor, am fi invitați și probabil că se vor supăra dacă nu vom merge la ei în zonă și nu vom filma și la ei acasă. Pentru că sunt oameni care își știu propria valoare, dar așteaptă ca poate cineva de la centru, de la oraș, de la București, să vină să-i iubească și pe ei. Și atunci, cred că egregor ar putea fi acel moment. Asta e bine ce spui tu, înseamnă că totuși în esență nu suntem alterați ca nație. Nu, eu zic că nu. Se încearcă, există mult noroi pe trupul acestei țări, dar acel noroi poate fi spălat cu o ploaie un pic mai hotărâtă, dăruită de Dumnezeu, cum spuneai, îmi place foarte mult fraza, propoziția, și ne revenim îndată. Trebuie un pic de ploaie și atât. Ploaie cu tunete și fulgere. Da. Sper să nu fie cu tunete și ploaia fulgere. Care va veni. Care a fost pentru tine cel mai frumos, dacă există un cel mai frumos loc și dacă există și, nu știu, că au fost în echipă și peripeții. Peripeții, toate. O să te rog să povestești toate sunt frumoase. Să spunem din culisele toate producției. Toate sunt frumoase. N-am cum să iubesc un loc și pe altul nu. Am început filmările la cazanele Dunării, am insistat să filmăm acolo, în vestul țării, pentru că, și asta am mai spus-o și cu alte ocazii, am considerat, uitându-mă pe harta 2D a României, că România ar fi ca o biserică și că vreau să intru în acea biserică, să mă închin la acest frumos altar, pe unde se intră, pe la vest, să merg spre altar. Și atunci, cazanele Dunării, fiind la vest, ar putea fi poarta de intrare spre România, din acel punct de vedere. Am filmat la Ciucarul Mare, la Peștera Veteran și la Ponicova. Senzaționale aventurile, pentru că Dunărea, în acel moment când am filmat noi, era plină de bărci, plină de tot felul de embarcațiuni, de vaporașe și de barge care transportau tot felul de lucruri și era să răsturnăm de câteva ori. Deci aventuri de genul ăsta. Am filmat la voi în zonă, la Nămăiești, o chestie senzațională, la cei 7 cai, un loc foarte drag mie, mulțumindu-i pe această cale lui Dan Moșescu pentru ajutor și pentru sprijin. O filmare cu 60 ceva de cai și aproape 100 de oameni a fost foarte solicitant pentru noi. Aventuri, am căzut după cal, m-am dus cu calul într-o asta, groapă de noroi, au fost tot felul de lucruri astea amuzante, m-am spălat cu furtunul la cabană. Ți-a folosit experiența de cascadoare, Michael? Da, bineînțeles, da. Am filmat în Piatra Craiului, alt loc senzațional, în Bucești, nu mai spun, pe Valea Obârșei, un loc foarte drag sufletului meu, la Arefu, acum la Corbeni. Dacă stau să mă gândesc bine, județul Argeș a fost la loc de cinste din punct de vedere al filmărilor. Ca pondere, da, pentru că am filmat de 5-6 ori aici și aproape de Bâlea Lac și deci tot prin Argeș și aproape de Sibiu, să zicem, la granița cu Sibiul.
Deci au fost niște momente foarte, foarte, foarte frumoase. Toate sunt frumoase, toate îmi sunt dragi. Mă povestesc zile întregi, dacă vreți, aventurile noastre. Există un spațiu video, se cheamă Egregora Comoara Pierdută Making of sau Behind the Scenes, cum s-ar zice în engleză, un fel de documentar despre aventurile noastre de la filmare. Ce se întâmplă în spatele scenei, uh-huh. în spatele camerei. Și există pe YouTube primul episod, îl avem și pe al doilea și pe al treilea, astăzi îl prezentăm pe primul. Dacă telespectatorii au amabilitatea să se uite, Egregora Comoara Pierdută, Making of, episodul 1. Și acolo găsiți mai multe aventuri. Le veți vedea. Uh-huh. Structura, că știu că e un proiect de anvergură și de durată totodată din punct de vedere al numărului de episoade pe care tu le propui. Care e structura pe care ai gândit-o tu sau până unde ai ajuns până în momentul de față? Că nu știu dacă e încheiat. Poți să ne spui și asta. Este încheiat. Din punct de vedere al scenariului, dacă e încheiat. Da, este încheiat. Are 36 de episoade. L-am structurat pe 3 sezoane. Îmi doresc să existe pauze între cele 3 sezoane. 12 episoade în primul sezon, vom lua o mică pauză și vom face o caravană, așa îmi doresc să fie, o caravană prin toată România, promovând sezonul 1 și explicând un pic, promovând sezonul 2 și explicând un pic sezonul 1, promovând muzica de film, întâlnire cu actorii și altele. Apoi sezonul 2, la fel o caravană prin toată România, promovând sezonul 3 și explicând sezonul 2. Și apoi, după sezonul 3, o altă caravană, concluzionând călătoria noastră, printre altele, făcând și niște, poate, mici conferințe în care vom invita oameni, poate de la Academia Română, oameni cu care am mai colaborat, așa, cu cât am mai schimbat niște idei la câte o cafea, oameni care ar putea valida, sau nu, din punct de vedere științific, lucruri pe care eu le spun ca într-un film de fantezie în Egregora. Uh-huh. Vorbim de fizică cuantică, vorbim de tot felul de experiență, vorbim de tot felul de tehnologii noi, vorbim de geometrie sacră și altele. Și atunci vin niște oameni de știință recunoscuți ca atare, profesori universitari, conferențiari, care vor lua o frază din film și vor vorbi 2 ore despre ea. Despre fizică cuantică, de exemplu. Cam așa uh-huh. văd lucrurile. Cam așa văd structura filmului. De ce facem asta? Pentru că are și o parte educațională. Vreau să nu fie doar un film, ci un vehicul care promovează mult mai mult decât atât. Și atunci trebuie să existăm în conștiința telespectatorilor un an, doi, trei. De ce nu? Dacă ar fi doar un film, probabil că l-ați uita în 2-3 săptămâni. Dar un serial care va fi tot timpul pe micul ecran și pe tot felul de site-uri, ușor, ușor rămâne, se sedimentează. Iar tânăra generație are nevoie de chestia asta. Vrei să faci un lucru pe care nu vor să-l facă mulți. Vrei să-i provoci pe oameni să gândească și să-și pună întrebări și să caute mai ales lucruri despre ei. Că referindu-ne la istorie da. Și la ceea ce spui tu. Păi, până la urmă, dezvoltarea asta a tehnologiei ne-a alterat ca spirit și nu ca... Nu neapărat. Tehnologia este o unealtă. Da, dar ne face mai puturoși. Și așa. Ne face mai puturoși. Și din punct de vedere fizic și spiritual. Da. Eu așa cred. Am primit un... o laudă frumoasă imediat după premieră. Un prieten care cochetează cu cluburile, nu prea neapărat a citit foarte multă istorie. A spus... M-a lăudat și a spus că imediat după premieră n-a mai dormit, s-a dus acasă și a căutat despre Vlad Țepeș. Primul lucru pe care l-a făcut a doua zi, când s-a trezit, a fost să deschidă computerul să caute despre Vlad Țepeș, despre istorie, despre relația cu Radu cel Frumos. Deci cumva am trezit în foarte mulți dintre spectatorii primului episod acel ceva despre care vorbesc. Nu au rămas indiferenți și au început să caute, poate și despre geometrie sacră, pentru că și acolo am câteva repere. Fiecare a rezonat cumva. Mm-hmm. Și asta cred că e cel mai mare câștig. Sa. Iar copiii, tinerii, mulți au venit cu copiilor la film, au fost foarte, foarte impresionați. Ceea ce este un mare compliment pentru mine. Pe tinerii prinzi mai greu în zilele astea. Cu toate astea au fost foarte receptivi și de asemenea și ei au început să întrebe despre istoria lor, despre neamul lor, despre... Am început să rostească astfel de cuvinte precum patrie, țară, cu care nu se întâmplă la tânăra generație.
Deci s-ar putea să fie un los câștigător, așa cum am mai spus. Întorcându-ne la partea de producție și la tot ce înseamnă a gestiona resursa asta și umană și materială, cum te descurci? Că făceam cumva o comparație cu ceea ce se întâmpla înainte de 1989, filmul lui Sergiu Nicolaescu, tot așa cu armate de oameni și mă rog, recuzită, materiale, tot ce înseamnă. Dar atunci era cu totul altceva și exista sprijin, închipui, necondiționat, da, și armată, total. De la armată, exact, da. Acum cum te descurci? Mă descurc foarte, foarte bine. Nu... Cu cine te ajuți? Producția am făcut-o singur, fără nimeni, fără nicio echipă. Cumva, și din cauza bugetului am făcut chestia asta, nu că aș fi vrut altfel. A fost un pic strâmtorat din cauza banilor. Până acum a ieșit foarte bine, nimeni nu s-a plâns de nimic, producția a mers șnur. Lumea, cei implicați în proiect, pleacă acasă tot timpul mulțumiți și satisfăcuți, cum e vorba. Și călătoria continuă în acest sens. Sigur că atunci când va veni un buget un pic mai mare, voi avea 2, 3, 4, 5 oameni la producție să mă ajute, să mai degravez din povești. Dar deocamdată a fost foarte, foarte bine. Nu s-a simțit că am făcut producția singur și că n-am avut 50 de oameni în echipă. Uh-huh. Nicio problemă. Din punct de vedere al distribuției, cum ai ales protagoniștii rolurilor și cum au răspuns cei cărora le-ai prezentat scenariul? Pe mulți îi cunosc personal, nu le-am prezentat scenariul, le-am prezentat frânturi de scenariu. Majoritatea, dacă nu chiar toți, nu au știut în ce joacă. Sigur că le-am spus povestea, nu i-am pus fața plin, Doamne ferește, nu facem așa ceva, dar nu le-am dezvăluit tot. Și, de exemplu, cei care au jucat în primul episod nu știu cam cum va continua călătoria lor în episodul 2 și 3 și 4 și 5. Am vrut să fie așa, dintr-un anumit motiv o să-l dezvălui cu altă ocazie. Cu mulți m-am prietenit imediat, pe alții cunoșteam pentru că am făcut facultatea împreună și pentru că sunt în lumea asta a filmului și a teatrului de ceva timp, de 15 ani. Deci avem prieteni foarte mulți în această zonă. N-a fost o problemă cu distribuția, cu castingul. Au fost câteva nume noi în demersul nostru, de exemplu doamna Maia Morgenstern, doamna Ramona Bădescu, de asemenea a fost invitată în filmul nostru acum un an și ceva, aproape doi, cam așa, pe rest îi cunoșteam. Deci lucrurile ți se cam leagă. Se leagă, vorbim de sincronicitate. Când lucrurile se șlefuiesc în interior, se arată în exterior. Adică există sincronicități. Uh-huh. Acum mulți ani aș fi spus coincidențe. Acum vorbim de sincronicități. Adică nu e nimic întâmplător, este rezultatul. Este rezultatul unei atitudini, unei munci. Uh-huh. Și cam așa. Episoadele au continuitate sau sunt? Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Adică povestea are un fir central. Are un fir central, sigur că da. Sigur că da. Și la un moment dat vom face legătura între perioada lui Vlad Țepeș și copiii din 2023, cu toate că am scris povestea în 2007. De la an la an tot schimbam această replică, 2022, așa, 2023, când copiii vor călători prin toată România pe urmă acestei comori fabuloase. Comoară negăsită de romani acum 2000 de ani, când au construit o parte din Dacia, dar și partea cealaltă a comorii, partea spirituală. Acel secret care, dacă ar fi spus, și am mai spus chestia asta cu multe ocazii, ne-ar permite nouă să jucăm un rol mai important în această parte a Europei și poate a lumii, să contribuim cu ceva un pic mai substanțial la marele egregor al națiunilor care se întâmplă sub ochii noștri, care deocamdată este făcut pe criterii militare și pe alt fel de criterii, dar noi credem că la un moment dat partea spirituală va izbândi așa, lejer, va ieși la suprafață. De la sine, ca de o consecință firească a nevoii. Firesc, am vrut să spun, nu găseam cuvânt. Va fi firesc ca partea spirituală să iasă la lumină. Nici nu ca pe îndoială. Deocamdată este un cont de umbră prin care trecem toți, papirile necesar să parcurgem și această etapă, tocmai ca să, pentru a conștientiza, am vrut să spun, următoarea noastră etapă a evoluției. Da, e un soi de parcurs necesar. Pentru a ajunge la un anumit stadiu. Exact. Mai devreme sau mai târziu, pentru că inevitabil se va produce, e nevoie de asta, că de fapt asta suntem.
și ne întoarcem de unde am plecat. O să te rog să ne mai spui și care a fost, dincolo de partea cu obținerea finanțării, care a fost cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat până acum? Cea mai mare provocare? Vremea a fost capricioasă. Am avut parte de ploi torențiale, lucru care mă întârzie și îmi mai taie din buget la filmare. Au fost ploi torențiale când am filmat la Polovraj, de exemplu, 2 zile cu ploaie în continuu. Cam asta au fost provocările. Restul nu. Urcăm foarte mult pe munte. Este foarte provocator ceea ce fac, foarte solicitant. Dar o facem cu bucurie și cu dragoste pentru proiect și pentru țară și atunci lucrurile devin ușoare, să zicem. Mari provocări n-au fost. Și nici asta financiară nu mai este neapărat o provocare. Probabil că este o chestiune de timp până când vom semna cu cineva o sumă un pic mai substanțială și ne revedem pe platourile de filmare și ne revedem într-un an la lansarea primului sezon de la Cap la Coadă și cam asta. Deci lucrurile au intrat într-un firesc. Spuneai la început, ne-ai spus câte ceva despre familia ta și despre faptul că exista, aș spune tot așa, o anumită aplecare către zona asta de spiritualitate a vieții, către credință, către tradițiile noastre românești. Ăsta este în continuare filonul care te animă și pe tine, adică simți că în tine e acea scânteie care te-a determinat să faci acest lucru, în sensul că da. Există și aici o sincronicitate, dar nu e o coincidență, ci este un fapt determinat de o anumită rădăcină și o educație de care ai beneficiat. Toată viața am rezonat la aceste lucruri. Noi rezonăm la o anumită muzică și nu la alta. Rezonăm la un anumit mesaj și nu la altul. Eu am rezonat la așa ceva, deci este clar că e parte din structura mea. Cine știe cum e moștenită, de la cine insuflată, habar n-am. Există și rezonez ori de câte ori am ocazia și atunci când am aflat acum 15 ani povestea de la Sarmi Segetuza și când mi s-a povestit despre daci, despre tradițiile noastre, despre locurile sacre de acolo, am zis că e clar filmul vieții mele și că este misiunea pe care vreau să o fac neapărat. Dar neapărat. Și am renunțat și ușor, ușor și la America și la viața mea de acolo pentru a mă focusa aici, pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Da. Sunt lucruri cu care rezonez, pur și simplu. E ca la dragoste. Te privești cu persoana iubită, te regăsești cumva și aia e. Cam așa a fost cu Egregora. Dragoste la prima vedere, ai spus. Dragoste la prima vedere, da. Da. Lăsând așa să planeze o zonă din asta de mister asupra ceea ce va însemna proiectul în ansamblul lui, totuși o să te rog să ne dezvolui câte ceva din ceea ce se petrece în primul episod sau în prima serie, astfel încât să-i facem pe telespectatorii noștri și mai curioși decât cred că i-am făcut până acum. Ok. În primul episod, un personaj foarte influent care aparține unei familii foarte bogate din Italia, spun Italia pentru că vorbește în limba italiană, nu că ar avea cartierul general doar în Italia, sau ar fi o familie doar din Italia. Acest personaj găsește în Arhivele Secrete ale Vaticanului un document care s-ar fi referit la comoara negăsită de romani acum 2000 de ani când, sau 1400 de ani față de ei, 1300 de ani față de ei, când Traian ar fi atacat Dacia și ar fi luat marile tezauri de acolo. Și descoperă că, de fapt, au luat o mică parte din adevăratul tezaur dacic și că alte două părți ale comorii, mult mai mari, sunt pe teritoriul Valahiei, Transilvaniei, României de astăzi. De asemenea, află, tot din Arhivele Secrete, că există un loc special undeva în România care are de postit secretul apei vii, secretul pomului vieții, loc care are potențialul de a deschide un portal. Și de aici intriga episodului 1. Există tot felul de personaje care doresc să obțină acces la acest portal și alții care doresc să protejeze acest secret. Bineînțeles că acești cavaleri lui Vlad Țepeș sunt străjerii protectorii marului secret moștenit de la daci și cine știe de când, iar alții care doresc să pătrundă acolo fără să merite deocamdată
Și asta este premiza primului episod. Lucrurile se vor complica, bineînțeles, în episodul 2, 3, 4, așa. La un moment dat, povestea va ajunge și la tinerii noștri care moștenesc de la marele nostru domnitor Vlad Țepeș acest jurnal, în propriu spus jurnal, un document pe care Vlad Țepeș l-ar fi scris înainte să moară. Și vă repet, fabuleza aici nu este o chestie istorică, este pur imaginată. Document în care s-ar vorbi despre călătoria pe care trebuie să facă cineva pentru a ajunge la poarta templului Komori, pentru a deschide cu o formulă magică acel portal și pentru a pătrunde într-o zonă unde s-ar afla o comoară. Și astfel de document, acest document cade în mâna protagoniștilor noștri, care începe călătoria prin toată România. Lucrurile se termină undeva la Sighișoara în primul sezon, unde copiii găsesc un alt indiciu care îi poartă spre sezonul 2 și de acolo începe alte discuții. Da, frumos, eu sunt foarte nerăbdător. Este ca un Indiana Jones, ca un codul lui Da Vinci, dacă acceptați comparația. O chestie foarte frumoasă, benefică, fără să arătăm cu degetul spre o structură sau alta, Doamne ferește, sau să înfierăm vreo organizație sau vreo biserică sau Doamne ferește. Dar sunt personaje care ar avea de-a face cu zona Vaticanului, de exemplu, dar, repet, sugerez, sunt simboluri. Sugerăm, da. Bineînțeles că da. Da, și împletește între adevăr istoric și mit, să spunem. Da, cred că am zis o formulă frumoasă care nu... Adică ecuația sau rețeta între echilibru, dacă vrei, între comercial și de fapt metoda, vehiculul, cum ai spus, de a transmite și o informație despre istoria românilor. Este o provocare mai mult. Mi-ar face plăcere ca cei care deschid computerul după ce vizionează un episod să mă contrazică, să spună nu, nu e așa, cum ai spus tu, un film este fix altfel. Ar fi un moment câștigat pentru mine și pentru echipa noastră. Înseamnă că acel telespectator chiar s-a implicat, chiar a căutat și a găsit adevărul Google, nu neapărat ce am spus pe... Deci nu neapărat adevărul, adevărul de pe un Google. Alt adevăr. Un alt adevăr, da. Da. Și tot e un lucru bun. Uh-huh. A mutat un pic atenția de la ceea ce făcea el, poate vizionând altfel de site-uri, la istoria noastră. Și e bine. E pierdută comoara sau există șanse să o găsească cineva la un moment dat? Ea nu este pierdută. Ea este pierdută pentru noi deocamdată. Este important să ne ridicăm la înălțimea misiunii pe care o avem, să ne șlefuim în așa fel încât să merităm să atingem măcar poarta templului Komori, tot e bine. Și dacă vreodată suntem atât de curați încât să merităm să deschidem portalul, poate vom beneficia și de marele secret. Dacă nu, ea va rămâne pierdută pentru vecie, pentru noi care suntem tributari acestei vibrații. Poate cine știe, vreodată următoarele generații vor fi iluminate și vă vor descoperi așa, în două secunde. Deocamdată pentru noi trebuie să fie o călătorie. Trebuie să mai ardem din vechile metehne ale noastre câte ceva și să reîmprospătăm tot timpul ființa noastră cu noile coduri de lumină, cu noua cu noul aer proaspăt, să zicem. Să ne armonizăm. Să ne armonizăm cu momentul acesta. Neapărat să trăim în acest moment, aici și acum. Armonizarea este cuvântul perfect, mulțumesc pentru sugestie, da. Să trăim în armonie cu acest moment. În momentul în care facem chestia asta, sunt șanse foarte mari ca ușa, ca portalul să se deschidă și să beneficiem de adevărata comoară, care, repede, spiritual, neapărat vorbim de aur. Este o informație, o chestie care ne ridică în conștiință. Eu îți doresc mult succes în continuare în demersul pe care l-ai început, să ai continuitate. Mulțumesc, îți doresc, și în speranța că, de ce nu, poate prin cei care ne-au urmărit, e cineva care ar vrea să contribuie sub o formă sau alta la punerea în operă în continuare acestui proiect, îți te rog să-mi spui cum ești de găsit și unde. De exemplu, dacă sunt telespectatori printre dumneavoastră care doresc să sprijine simbolic cu ceva, există un site care se cheamă egregora.info, unde am pus cam toată munca noastră în ultimii 4 ani.
pentru a accesa acel site, trebuie să trimiți un SMS de câțiva euro, 10 euro plus ceva, sau să plătești cu cardul accesul. Atunci devin membru pe viață al comunității Egregora. Tot ceea ce postez, tot ceea ce fac, inclusiv poate acest interviu, îl postăm pe acel site și fanii noștri, deja avem foarte mulți fani, pot vedea acolo, din când în când, tot. Doar cu o singură plată, acces pe viață. Lucrurile sunt simple, sunt de găsit pe site, trimiți un SMS, îți vine un alt SMS, trebuie să răspunzi cu un numit cod și atunci îți vine o parolă cu care te loghezi și cam asta ar fi. Asta ar fi o variantă, restul nu știu, poate găsim o asociație care dorește să sprijine sau pur și simplu oameni cu dare de mână, mecena, care mă vor contacta în privat și vor face un mic gest, orice este binevenit, este primit cu bucurie și utilizat cu înțelepciune. Ați fost la filmare, ai văzut ce eforturi facem și acest demers poate a trebuit să fie susținut pentru că e o bucurie să facem lucrurile împreună. Este și filmul, fără exagerare, cred că este filmul românilor. Sunt foarte mulți deja pe care îi consider coproducători, adică pe aceia care au sprijinit cu 5 lei, cu 10 lei, sunt și ei parte din producția Egregora. Deci n-am bani de la X miliardar, de la Elon Musk, tot e la mod acum acest nume, doar de la unul, ci de la poate 1000 de oameni cu 5 lei, 10 lei, 15 lei. Toți au contribuit ca acest film să se înfăptuiască. Mai mult sau mai puțin. Da, altfel spus, fiecare a pus când un bănuț în comoara asta care exact. Este proiectul tău și spun asta pentru cineva că... Cineva a renunțat la o sfidă de apă sau poate la o bere în centru vechi pentru a trimite un SMS și lucrul ăsta înseamnă mult pentru mine. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să discutăm despre proiectul tău. Mulțumesc din suflet pentru oportunitate. Cu drag. Și te așteptăm în continuare să ne dai de veste și mai ales când mai vii prin zonă pentru filmări, ca să mai spionăm și noi în ceea ce înseamnă filmare, producție, poveste a filmului. Te mai așteptăm pe la noi și încă o dată spun, aștept cu nerăbdare să vedem și noi și să vadă și telespectatorii noștri primul episod deocamdată, fie că vorbim de spații de proiecție dedicate filmului, fie că vorbim face de postul de televiziune. Vreau să facem o proiecție aici la Câmpul Lung, toată lumea este invitată, bineînțeles, găsim o sală mare, un proiector bun, un sunet bun și ne bucurăm timp de o oră și 4 minute de primul episod al serialului Egregora, Comara Pierdută. Călătoria continuă. Mulțumim. Și eu îți mulțumesc încă o dată. Le mulțumesc și celor care au fost alături de noi. Vă reamintesc că invitatul meu a fost Andrei Chiriac, regizor și autor, înfăptuitor al acestui proiect românesc numit Egregora, Comoara Pierdută. Ca de obicei, până la următoarea întâlnire, vă spun la revedere și să auzim numai de bine.